Bună ziua, Bezei Live. De data aceasta eu vă dau invitație de la ora 13, un moment special în studioul Bezei Live. V-am obișnuit cu Părintele Caristrat, invitatul nostru tradițional de fiecare săptămână, dar eu, așa cum v-am anunțat încă de ieri, astăzi vă propun o ediție extrem de interesantă, cu un om extrem de interesant ce reprezintă o comunitate, o religie fabuloasă. Așadar, îi mulțumim frumos Părintelui Cornel Cadar. A Bună acceptat ziua și invitația. dumneavoastră și tuturor care ne privesc acum, îi salut cu respect. Figură importantă a diecezei de Iași a Bisericii Romano-Catolice. Tocmai de aceea va fi o ediție interesantă. Vom vorbi și de istorie, vom vorbi și de ce se întâmplă acum. Sunt evenimente extrem de importante pentru credincioșii catolici din Iași. Dați un like, un share acestei postări de pe pagina noastră de Facebook, bezei.ro, ca ea să ajungă la cât mai mulți eșeni, dar în același timp cât mai mulți români și să ne auzim și în străinătate. Părinte, zile importante pentru comunitatea catolică din Iași. Aș vrea să ne apropiem de cele două evenimente. A fost o procesiune tradițională duminică, dar avem și niște relicvii ale Sfântului Anton de Padova la Iași. Tocmai plecând de la aceste repere, vom continua discuția, dar aș vrea să o dinamizăm și să o aducem în actualitatea comunității. Da, sigur, au fost sărbători importante în Biserica Romano-Catolică și una dintre sărbători este aceea pe care ați amintit-o dumneavoastră, trupul și sângele Domnului, o sărbătoare legată de Sfânta Împărtășanie, de ultima cina lui Isus. Asta e de obicei în Joia Mare, dar pentru că e Săptămâna Sfântă, Da. Biserica a considerat necesar să aibă o altă sărbătoare care să-i dea, știu eu, spațiu cuvenit și solemnitatea cuvenită. Și de aceea sărbătoarea aceasta a fost în Biserica din Iași, duminică, în care s-a vorbit despre rolul Sfintei Împărtășanii, despre ultima cina lui Isus și, sigur, s-a dorit o procesiune pe străzile orașului, cum se face de obicei, eu știu eu, în istorie, înainte de 1948, în Biserica din Iași, procesiunea aceasta se făcea până la Capela Notre-Dame de Sion, fosta filarmonică sau Actuala actuala filarmonică, filarmonică, da, da, o știm de pe Guza Vodă. așa, și se venea înapoi. După ce au venit comuniștii în 48, sigur, nu s-a mai putut face și s-a făcut în, știu eu, în curtea bisericii mai mult această procesiune cu Sfânta Împărtășanie, cu cântare, cu fanfara, cu rugăciune, manifestarea credinței. După 90 s-a reluat, însă nu s-a mai putut merge până la Filarmonica, că acolo nu mai Da. exista capela respectivă. Și atunci traseul era pe străzile din jurul catedralei de acolo. Anul acesta a plouat, o ploaie care era mult așteptată, pentru că pământul deja era uscat, noi ne rugam de multă vreme pentru ploaie și procesiunea s-a făcut în biserică, sigur, a participat multă lume, s-au făcut rugăciuni pentru țară și pentru comunitatea din Iași, a fost fanfara și au fost copii îmbrăcați în haine albe, aceia care au primit pentru prima dată în viața lor Sfânta Împărtășanie în săptămânile trecute. Au participat la această celebrare cu multă lume și așa cum ați amintit, cu o zi înainte în catedrală, Iarăși un moment sigur, de substanță, au un moment fost de spiritualitate. relicvele Sfântului Anton, este, știu eu, un fel de procesiune prin toată țara, prin mai multe localități din țară, aceste relicve ale Sfântului Anton, în care la fel au venit oameni, au venit cinstitori ai Sfântului Anton, pentru că Sfântul Anton este un sfânt cunoscut în Biserica Romano-Catolică, în sensul că mulți apelează la ajutorul lui, se roagă. Aceste relicve, după ce au poposit în Catedrala din Iași, au mers la Biserica Sfântul Anton din cartierul Dacia, o biserică care este dedicată acestui Tocmai. sfânt. Și acolo, la fel, oameni foarte mulți au venit ca să se roage, să asculte predicile și să afle mai mult despre viața acestui sfânt, pentru că despre el, la un sfânt care a trăit în secolul XII-XIII, ni se spune că dacă s-ar fi pierdut scriptura, nu era nicio problemă, că el putea să o redea din memorie. Deci atât de mult cunoștea și era aplicat spre textul Sfintei Scripturi,
încât el o știa pe de rost. Și este fascinantă viața lui. Au aflat credincioșii care au mers la biserică în zilele respective, sâmbătă la catedrală, da, sau duminică la biserica Sfântul Anton, foarte multe din viața lui, mai ales că el a fost un predicator foarte bun, mergea din sat în sat, predica Evanghelia, unul care a pornit cu dorința aceasta să meargă în misiuni și s-a trezit în dorința asta în momentul în care în orașul în care, din care era, în Coimbra, da, au venit la un moment dat primii misionari care au murit. Și el a spus: Doamne, dacă au murit ăștia pentru credință, cine era locul? N-aș putea să fiu eu. S-a îmbolnăvit, din păcate, s-a întors și a devenit misionar în zona în care era el și a predicat Evanghelia. Ei, practic, sfinții, care e rolul sfinților? Că ne apropie mai mult de Dumnezeu, ne conduc mai mult și ne apropie de Mântuitorul, de Iisus Hristos. Și ăsta a fost rolul lui Anton de Padova. De la Biserica Sfântul Anton a plecat la Huș, apoi la Galați și apoi își urmează drumul. Parcursul. Ați poposit la un moment important, perioada comunistă. Iașul, după foarte, foarte mulți ani, a fost un loc de pelerinaj extraordinar și totul e legat, și aș vrea să abordăm în această ediție Bezei Live, discuția, dialogul despre fericitul Anton Durcovici. Un personaj extraordinar, aș putea spune eu, perioada comunistă, 1948-1949, au fost momente extrem de importante. A fost o celebrare extraordinară, mii și mii de credincioși au venit la Iași pe stadionul din Copou. Ce înseamnă acest moment pentru comunitatea catolică din Moldova, pentru Iași și pentru Biserica Catolică? E o figură, e un om cu un parcurs care a dat dovadă de un sacrificiu suprem. Nu știu câți dintre noi am mai fi dispus să facem un asemenea sacrificiu. Deci noi avem nevoie de repere. Avem nevoie să ne orientăm sigur și să avem nevoie de modele. Un asemenea model și reper în același timp a fost Anton Durcovici, episcop de Iași în perioada care ați amintit-o dumneavoastră, 48-49, perioada în care comuniștii își făseau tot mai mult simțită puterea și în care au vrut să-l treacă de partea lor, însă el a rămas drept. A preferat mai bine închisoarea și moartea în cele din urmă decât să cedeze. El era conștient de lucrul ăsta, că urmează pentru țară momente dificile. Pentru asta a mers din sat în sat și a scris preoților să facă pregătire cu credincioșii, să învețe cum să boteze, pentru că preoții vor fi luați în închisoare. Să se descurce, da, singur, să boteze. Să învețe pe de rost rugăciunile importante, pentru poruncile. Cărțile vor fi confiscate, exact, vor fi interzise. Da. Tipăritura religioasă a fost interzisă, așa pentru este, ca ei să-și învețe copiii la rândul lor. Sigur că el a fost arestat, a fost anchetat, a ajuns prin diverse închisori, de la Jilava, în cele din urmă la Sighetul Marmației, și acolo a murit la 10 decembrie 1951, bolnav fiind, abandonat într-o celulă, și ultimele cuvinte pe care le-a spus: mor de foame, i-a spus unui preot care era: dăm dezlegare, adică pregătește-mă pentru marea întâlnire cu Dumnezeu. După Revoluție, noi am intrat în posesia documentelor de la anchetă. Da. Am aflat foarte multe despre ce s-a întâmplat în închisoare, din memoriile numeroșilor preoți care, știu eu, au ieșit cu viață de acolo și au reușit să scrie. Și cazuri fericite. Sigur, au reușit să scrie memoriile. Am aflat despre viața lui și despre modul cum a stat în anchetă drept și n-a cedat nimic, povestindu-le anchetatorilor, folosindu-se și el considerând că și momentele acelea sunt importante pentru că poate să predice Evanghelia acolo. Printre altele, sunt niște cuvinte care au rămas, cred că la Jilava,
în care a fost aruncat gol pentru un bătaie de joc și el a spus: sunt episcopul Anton, dați-mi ceva să mă acopăr. Sau m-au mers spre el cu o pătură și au spus: vor veni și zile bune pentru acest popor, duceți crucea Mântuitorului cu răbdare. Vor veni alte zile și iată că zilele acelea au venit. Și sigur că momentul acesta de care dumneavoastră pomeneați de acum 4 ani de pe stadion... va rămâne în istoria orașului. S-a constituit un dosar, s-a trimis la Vatican și el a fost ridicat la cinstea altarelor. Și an de an ne amintim de momentul acela de pe stadion, printr-o celebrare deosebită. Apoi e ziua de 10 decembrie, când este chiar ziua în care îl comemorăm pe acest episcop, fericitul Anton Durcovici. Se fac conferințe. Are și o poveste de viață. Aș vrea să o prezentăm în linii mari pentru tinerii. Sunt foarte mulți tineri care ne urmăresc. E important să ne amintim și aș vrea să pomenim și de acea revoltă de la Butea. Dăm un exemplu, pentru că poate, dacă ar fi, asta să înțeleagă tinerii, dacă ar fi fost mai mulți oameni care să se sacrifice pe ei, cei 50 de ani întunecați, de care nici măcar astăzi, din nefericire, de ei nu am scăpat și de racile acelea, poate lucrurile, bun, istoria nu se judecă cu dacă, dar e important, cum a spus dumneavoastră, modelul. Au fost momente importante în istorie și inclusiv cel de la Butea, care amintiți dumneavoastră, în 1949, când vreau să-l aresteze pe preotul de acolo. Da. Credincioșii au venit și toți s-au ridicat cu mic, cu mare, și au venit în jurul parohiei ca să nu-l aresteze pe preot. Într-o primă fază, sigur că nu l-au arestat, au intrat cu armata, cu armament acolo, i-au arestat pe foarte mulți dintre credincioși, au bătut, i-au tras cu pistoalele, pe unul l-au împușcat, dar apoi au urmat consecințele dramatice pentru toți locuitorii de acolo, au fost deportați, unii dintre ei au fost duși în Balta Brăilei, trimiși în lagăre spre exterminare. S-au întors ei săracii, care au mai reușit, să se întoarcă. Au fost consecințe dramatice. Sigur, dacă ne gândim acum, dacă s-ar fi ridicat toți din țară, poate că n-am mai fi trecut prin întunericul acesta de 50 de ani, dar sunt de admirat oamenii aceștia de la Butea, la fel la fundul Răcăciun, mai sunt câteva sate în care credincioșii s-au ridicat pentru cauza aceasta a lui Dumnezeu. Adică ei au simțit că dacă le ia preotul din sat, practic își pierd mai nimănui, își pierd reperul, sigur, fundamental. Și de aceea s-au ridicat. Interesant lucrul acesta. Apoi, sigur, viața acestui episcop de care dumneavoastră aminteați, a lui Anton Durcovici, eu spuneam că e un model, în sensul că el rămâne model, că n-a cedat, dar rămâne și model de sfințenie, pentru că el și-a trăit preoția. Și-a împlinit misiunea de când a fost sfințit preot și până apoi episcop și până când a murit, îl vedem mereu în rugăciune, îl vedem preocupat de soarta credincioșilor. El a fost foarte mult, a lucrat în învățământ, a lucrat cu cei tineri, a fost rector al seminarului din București, i-a condus pe mulți tineri la preoție. Și inclusiv acolo trebuia să fie, și asta și fost un model. Apoi, în modul de a-și expune lecțiile, se pregătea, nu venea niciodată nepregătit și oricum este fascinantă și interesantă viața episcopului Anton Durcovici. Am început în debutul acestei ediții Beze Live cu Anton Durcovici, pentru că, da, într-adevăr, iată, e un reper, e o figura Bisericii Catolice. Acum, haideți să trecem spre zona vieții actuale a diecezei, să le spunem celor care ne privesc câți catolici mai avem în județul Iași și aș vrea să vă întreb, discutam înainte de a intra în emisie, de ce zona Butea spre Răchiteni,
spre Hărmănești, e, întâlnim mai mulți catolici decât în alte zone ale județului Iași. Să facem un scurt istoric, să reliefăm. În Iași sunt trei parohii romano-catolice. E parohia Catedralei, care e în centrul Iașului, apoi este aceea de care pomeneam din Dacia. Și în Nicolina este biserica Sfânta Tereza. Și sigur că mai sunt la periferie, în Valea Lupului sau la Tomeș sau la Dancu, alte parohii. Sunt apoi câteva mănăstiri aici romano-catolice în Iași, care se ocupă în latura aceasta socială. Au fie grădinițe, fie un cămin de bătrâni, fie un orfelinat și se ocupă de... Se implică activ în comunitate, în a sprijini tinerii, dar în același timp și bătrâni. Apoi, în județ, sigur că sunt câteva comunități compact catolice, precum este cea de la Răducăneni sau Săveni sau Focuri. Da, așa este. Dar în zona aceasta a Iașului sau la Horlești sunt mai puțini. Sunt mai mulți catolici în jurul Bacăului și în jurul Romanului. Și asta pentru că istoria a făcut să fie așa. La un moment dat, catolicii de aici din zonă, alături de ortodoxi, au trebuit, datorită vicisitudinilor istoriei, invaziilor, momentelor... Au trebuit să părăsească zona, să plece în Transilvania și apoi a venit momentul să se întoarcă și s-au întors în aceste zone, fiind mai aproape Transilvania de zona Bacăului, zona Oneștiului. Sigur că s-au așezat acolo boierii din timpul acela și inclusiv Moldova, domnii din Moldova, au creat condiții mai bune, fiind scutiți de taxe și erau așa numiți bejenari, hrisovoliți se chemau, care au venit și s-au așezat pe pământurile boierului. De exemplu, știu din istorie un caz la Vladnic, lângă Bacău, în județul Bacău, când boierul le-a făcut și biserică, boierul fiind ortodox, le-a făcut biserică catolicilor pentru ca să le ofere condiții să rămână la el pe pământul lui. Lipseau brațele de muncă și sigur că au venit alții, au rămas aici și rămânând aici, din generație în generație, s-a transmis credința aceasta catolică. Sunt sate în Moldova compact catolice foarte mari, cel mai mare sat fiind, de exemplu, Săboani. Județul Neamț. Da, Budea, de care aminteați dumneavoastră. Apoi în județul Bacău, Nicolae Bălcescu sau Luizi Călugăra. Foarte multe localități sunt în jurul de 250.000 de catolici în toată Moldova. În Iași sunt în jur de 11.000 actualmente de catolici în orașul municipiul Iași. Sigur că da. Și apoi sunt, așa cum spuneam, comunitățile acestea din jurul Iașului. Acum aș vrea să mergem și spre un loc simbol al catolicilor, vechea catedrală a Dormirea Maicii Domnului, dacă nu mă înșel. Da. Acesta este hramul. În ultimii ani au demarat lucrări importante, atât ce înseamnă cercetare arheologică și descoperiri, și să vorbim și despre aceste descoperiri. În același timp, sunt câteva luni de când va fi și proiectul, se va finaliza, o să ne spuneți dumneavoastră când. E un loc istoric al Iașului, vorbim de, cred că e o vechime, dintre cele mai vechi edificii de cult, din ce înseamnă așezarea orașului nostru. Sigur, aș vrea să ne cel puțin așa introduceți ne spun, în aceasta. Așa ne spun arheologii, în zona catedralei au fost mai multe biserici, până s-a construit Catedrala Veche, în 1789 a fost sfințită și sigur că ea apoi a fost mărită și a ajuns momentul actual când, eu știu, zidurile erau crăpate și era nevoie de o reabilitare. S-a umblat după fonduri, fiind și monument istoric. Corect. Până s-a găsit posibilitatea aceasta, s-au accesat fondurile europene.
Era nevoie mai întâi de descărcare arheologică și au intervenit arheologii, au făcut săpături în catedrală. Și chiar continuă aceste săpături. Salutăm pe doamna Cheptea, știu că aveți o colaborare exact, foarte bună, pe domnul Bobea Păvăloaie, ei sunt oamenii cu care colaborați. Sigur, care au condus și conduc în continuare săpăturile arheologice din catedrală, care se apropie de final. Da. Faza în care ne aflăm acum este că s-a făcut licitația pentru cei care vor face reabilitare acolo și vor lucra și urmează să se aleagă dintre cei care au venit la licitație, iar apoi se va da ordinul de începere a lucrărilor și practic până la mijlocul anului 2020 trebuie conform... Iată o veste bună până la mijlocul anului 2020. În Iași vom avea refăcută o clădire istorică. E important să ne păstrăm clădirile istorice și simbolice. Sigur. Iar din punct de vedere arheologic, știu eu, s-au făcut importante descoperiri în catedrala din Iași, așa cum de altfel v-au spus și doamna... Și am prezentat și noi de fiecare dată în paginile cotidianului Bună Ziua Iași, am reflectat lucrurile descoperite care fac parte din istoria noastră. Și ei deja v-au povestit într-o emisiune de aceste descoperiri. S-au descoperit în primul rând morminte foarte vechi, mormintele misionarilor, ale preoților care au lucrat în această zonă și care au fost înmormântați în catedrală. Unii dintre ei au fost descoperiți, de exemplu, cu sticluțe și cu hârtie înăuntru. S-a dat, de exemplu, sticluțele acestea la Palatul Culturii pentru ca să se poată conserva și citi ce anume scrie acolo. Analiza. S-au descoperit, știu eu, monede în mâinile celor care au fost înmormântați acolo și care cumva ne vorbesc despre timpul când au fost înmormântați cele mai vechi monede. Și asta e tare interesant, cred eu, Petru Mușat 1395. De ce e importantă moneda aceasta? Pentru că ea ne spune despre timpul când au fost catolici aici. Și practic vin aceste monede și descoperirile arheologice să confirme ceea ce noi știam din documente. Documente care nu sunt directe, e un document indirect. Un document indirect care ne spune, de exemplu, când erau catolici în Iași, când li s-a făcut prima biserică. Ni se spune despre Lațcu Vodă, un domn care era catolic de altfel, care ni se zice, el a dat pământ catolicilor și le-a făcut și prima biserică. Asta înseamnă 1370. Ori iată, moneda vine în 1395, în apropiere. Și vine să confirme cumva acest document indirect de vechimea locului de acolo. Apoi, interesant e, și asta a fost o surpriză pentru noi, s-a descoperit cumva în partea din față o criptă mare și când, eu știu... Că a fost decopertată sau... Era goală, nu era nimic. Practic, acum s-a luat toată cărămida de acolo pentru că s-au emis două ipoteze. Ori această criptă a fost făcută în vederea unor ulterioare înmormântări și apoi s-a uitat de criptă, ori există mormente importante în pământ mai jos de... Și acum se sapă în pământ pentru ca să se vadă dacă e a doua ipoteză sau prima ipoteză. Oricum, e fascinantă și munca aceasta. E un loc fascinant, trebuie să-l... arheologie, pentru că vine arheologia și confirmă anumite lucruri. Știu, cele mai importante lucruri care se vor descoperi, care s-au descoperit, vor forma un fel de muzeu la subsolul catedralei. Despuși acest lucru, va fi iarăși un loc de vizitat. E prevăzut, deci atunci când va fi dată cultului, redată cultului în 2020, va fi și posibilitatea de a vedea lucrurile importante care s-au descoperit în catedrală. Și va completa fericit, așa cum Catedrala Metropolitană au lucrări de reabilitare și este acel muzeu subteran. Exact. E important, vorbim de
7 secole, 8 secole, moment în care sunt atestați catolicii în orașul Iași, pentru că ne revendicăm că Iași un oraș istoric, e bine să ne păstrăm istoria și să o aducem în prim plan și să o promovăm. De altfel, doamna Stella Cheptea nu a făcut decât să continue săvăturile arheologice care erau începute afara bisericii, în curtea bisericii, unde din nou s-a descoperit vechiul cimitir, primul cimitir al catolicilor, pentru că a fost așa cum e și în jurul bisericii ortodoxe, primele cimitiri au fost în jurul bisericilor. Apoi cimitirul a fost mutat în Copou, acum unde este seminarul. Aș vrea să am prezentat și un material pe această zonă, să le spunem eșenilor, să le spunem românilor, sunt lucruri interesante, frumoase. Și acolo aveți de gând să-l puneți în valoare, pentru că el e oarecum obturat de... Sunt niște instituții acolo, cred că sunt, dar oricum merita. S-au mai făcut și lucruri importante. Acolo a fost și o biserică, a fost bombardată al doilea război mondial, capela din cimitirul din Copou. S-a mai amenajat puțin, s-au mai făcut niște alei acolo și... E important, pentru că e un loc de reculegere, de readucere acolo, aminte. Vede, eu știu, inscripții în limba germană sau franceză sau... Depinde de ce naționalitate erau, pentru că în Iași, ca în orice oraș, catolicismul e cosmopolit, nu? Deci așa sunt mai multe naționalități care au venit sau care au trecut pe aici și au trecut la Domnul chiar în Iași. Și apoi, din cimitirul acela, la un moment dat s-a închis și în 1870 și catolicii au început să fie mormântați la eternitate, într-o parcelă a lor, a catolicilor, unde există și o capelă a măicuților Notre-Dame de Sion. Iar după aceea diverse cimitire din Iași, pentru că s-au format mai multe cimitire. Asta, cimitirile au dispărut de lângă biserică, să spunem, pentru că au apărut și noi legi. Municipalitatea, evident, undeva în finalul secolului al XIX-lea, a interzis. Așa s-a administrat atunci. Ați pomenit de Notre-Dame de Sion. Haideți să vorbim de acest construcția existentă acum unde funcționează filarmonica și să ajungem în actualitate discuțiile pe care le are dieceza de Iași. Am și vorbit cu dumneavoastră, a fost o înțelegere, e vorba de Consiliul Județean de Filarmonică, din ce știu și mi-ați confirmat și dumneavoastră, managerul filarmonicii Bujor Prelucean, actuală președinte al Consiliului Județean, alături de reprezentanții diecezei, avocați, s-a ajuns la o înțelegere, pentru că e iarăși un lucru pe care comunitatea catolică, să o înțelegem, care este proprietară, vrea să păstreze actuala destinație. Tocmai de aceea vă exact, să exact. Detaliați. Deci acolo, cine a fost la filarmonică și a participat vreodată la un concert, a văzut că sala aceea nu seamănă cu o sală oricare. Așa este. A fost acolo o biserică, acolo s-a celebrat liturghia, acolo au fost sfințiți preoți, inclusiv episcopul Mihai Robu a fost sfințit în 1925, chiar acolo în sala aceea, biserica aceea, nu? Da, asta era destinația inițială. Și practic acolo au fost maicile, surorile Notre-Dame de Sion, surori care s-au ocupat foarte mult de școală. Ele aveau o școală pentru băieți și o școală pentru fete, o școală vestite în timpul acela, pentru că erau școli serioase și știu eu, toți sau oamenii mari din Iași își dădeau copiii acolo ca să facă școală. Din păcate a venit comunismul și comunismul ne-a confiscat toate clădirile, mănăstirile au fost desființate, măicuțele au trebuit fie să plece acasă, fie să plece de unde erau și clădirea a avut mai multe destinații și în cele din urmă s-a statornicit pentru filarmonica. Filarmonica de stat Moldova Iași. Da. Caz fericit! Pentru că fericit, se putea fi demolată sau putea să ne fi trezit cu totuși cu totul altceva. După ce a venit Revoluția, clădirile au trebuit să fie recuperate. Ce înseamnă regimul proprietății, revendicările? Și date vechilor proprietari. Pentru că dacă le-au aparținut, sigur că maicile Notre-Dame de Sion au vorbit cu noi, erau biserica în același timp. Și ele au spus, bine, luăm clădirea, dar am vrea să se păstreze aceeași destinație filarmonică. Înțelegem ce înseamnă o filarmonică într-un oraș
Și este normal ca să... Una cele mai valoroase filarmonici pe care le are România. Și atunci s-a făcut, eu știu, o înțelegere cu Universitatea de Arte, mai întâi cu, pentru reabilitare, da, pentru că era necesară reabilitarea. Da. S-a reabilitat o parte din clădire. Casa Balș. Exact. Da. Iar după aceea lucrările au stagnat. Nu s-au mai găsit fonduri sau nu s-au mai accesat... blocaje și așa mai departe, dar să ajungem acum în actualitate. Și în faza aceasta, da, a intervenit Consiliul Județean, au venit împreună, a fost o întrunire la Episcopie cu cei de la Consiliul Județean, de la Universitatea de Arte, de la Filarmonică, și s-a făcut o nouă înțelegere măcar pentru o parte din această clădire, da, care nu este reabilitată, să se facă un nou contract pe 22 de ani sau 30 de ani, nu știu, da, exact cum a fost înțelegerea. Și acum Consiliul Județean va căuta... Cea ca entitatea care administrează Filarmonica, de care... Va căuta, da, și fonduri pentru reabilitarea părții care a rămas nereabilitate. Acum, de exemplu, se caută soluții pentru a desprinde clădirea aceasta nereabilitată, da, și a face documentele necesare pentru că... Sunt niște proceduri, până la urmă, ar mie și normal. În faza aceasta... Dar ei, iată, iarăși, părintele Cadar ne aduce o veste îmbucurătoră, dragi eșeni, dragi români, e în sfârșit, după ani și ani, și acum când trecem cu Zavodă și ne uităm la clădirea Filarmonicii cu tristețe, dar iată că e toată deschiderea și toată implicarea din partea Episcopiei, din partea diecezei, pentru a se rezolva și a se păstra această destinație. Sigur, și noi sperăm că se vor găsi imediat fondurile, imediat ce se vor rezolva procedurile acestea de scripte, de birocrație, se vor găsi fondurile și se vor apuca de lucru și în felul acesta vom avea o filarmonică modernă. Apoi, care este relația diecezei cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei? Din spațiul public privind, lucrurile mereu au fost deschise. Dar vreau să ne spuneți dumneavoastră, pentru că vom ajunge la acea eternă întrebare de la 1215 încoace, de la 1054, Marea Schismă, chiar și Papa Francis, că a spus, a readus în actualitate, speranța aceasta de reunificare a bisericilor. Dar care este relația acum de ce zic? Sigur, noi vedem o relație deschisă. Există momente când ne întâlnim la diverse celebrări civile sau, știu eu, celebrări în bisericile noastre în care participăm unii cu alții. E loc și de mai bine, evident. Totdeauna. Există o săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor. E de fiecare dată în ianuarie. Noi facem celebrările acestea în bisericile, da, noastre, ne rugăm, vin credincioși catolici, credincioși ortodoxi și participă la una din celebrări, cel puțin, și un delegat din partea mitropoliei. E o relație, cred eu, caldă. Ne-am dorit ca odinioară existau aceleași celebrări și în Biserica Ortodoxă sau erau alternativ în Biserica Catolică și în Biserica Ortodoxă. Din păcate s-au suspendat celebrările din Biserica Ortodoxă. Poate se va reveni. Oricum, relația aceasta e de apropiere, sunt acțiuni comune la care, da, participăm împreună, precum derulează acum imagini, de exemplu... Da, asta vreau să spun, că dialogul nostru este completat pe video-ul cu imagini oferite de dumneavoastră. Am avut și câte scurte filmări. Din ce înseamnă viața? Și era una dintre imagini, da, care era o acțiune chiar acolo, la Cub, în centru, aproape de Mitropolie, da, și de Biserica Catolică, pentru apărarea vieții. În care erau și... Ați anticipat oarecum, da, o discuție pe care vreau să o vorbesc. Și catolici și ortodoxi, pentru că vorbim de relație, da, împreună și cu protestanți tineri, care au participat în comun la asemenea acțiune. Sunt inițiative în care suntem împreună. E mai complicat la rugăciunea împreună, pentru că sunt alte... o normă în Biserica Ortodoxă care... poate se va reveni, dar oricum
Și mai ales credincioșii din străinătate știu, pentru că există foarte mulți ortodoxi care celebrează în bisericile catolice. Catolice le-au pus la dispoziție biserici în Italia, în Spania sau în alte diverse țări, pentru a le folosi ca loc de închinare la anumite ore, creând posibilitatea și pentru ei ca să se adune, pentru că e tare important, mai ales într-o țară străină, ca români, să găsești un loc unde să te aduni, să te închini lui Dumnezeu. Așa e. Vorbeați de viață. E și această discuție în spațiu public românesc, familia tradițională. Vorbim de avort, apropo de viață, dar chiar astăzi, iarăși înainte de a intra în emisie, am văzut o decizie a instanței la nivel european. Ea privește recunoașterea unei căsătorii între doi bărbați. Cum priviți dumneavoastră? V-aș întreba în calitate de preot. Evident că la noi deja s-a luat atitudine, s-a dat un comunicat de presă și imediat Conferința Episcopilor din România a reacționat. Un comunicat de presă în care se spune și e o chemare de revenire la valorile tradiționale. Că familia, așa cum citim în Scriptură și așa cum este în tradiția bisericii, este constituită dintre un bărbat și o femeie. Nu se căsătorește niciodată Ioan cu Gheorghe, ci Ioan cu Elena. Nu? Sau așa este. Niciodată nu se căsătorește Ioan cu Maria cu Elena. Nu? Și Maria și cu Elena, dacă s-ar căsători, nu știu, dacă ar fi Ioan cu Gheorghe, dacă ar mai exista un Ionuț, să spunem. Pentru păi, că tocmai. Deci noi natura, venim vorbim dintr-o familie, o familie, fiecare dintre noi venim dintr-o familie constituită, exact, dintr-un bărbat și o femeie și sigur că biserica de fiecare dată va face chemare spre valorile tradiționale. De altfel, suntem promotori împreună cu Biserica Ortodoxă și cu celelalte biserici pentru modificarea acelui articol din lege, pentru ca să nu se dea loc la interpretare, să se specifice clar familia formată dintr-un bărbat și dintr-o femeie. Nu privim cu bună voință și cu ochi buni ceea ce se întâmplă uneori în Europa, în care se dorește legiferarea unor asemenea căsătorii. Nici nu cred că e un exemplu pozitiv pentru generațiile tinere, pentru copii, dar privim și noi, ne uităm, luăm atitudine, vorbim, spunem, chemăm. În cele din urmă, totul e o alegere și credința e o alegere. Mântuitorul spune în Evanghelie, dacă vrea cineva să vină după mine, dacă vrea. Nu este obligator. Nu obligă pe nimeni. Noi chemăm și nu facem decât să reamintim ce este notat în Sfânta Scriptură. Apoi, pentru că e un an important al Iașului, e momentul centenarului, aș vrea să vă întreb în ce s-a implicat, în ce se va implica dieceza de Iași, vorbim de centenar, de primul război mondial, de Iași o capitală, ce a mai rămas la acele vremuri și voi corobora cu deja proiectul dumneavoastră, pentru că oricine poate intra pe site-ul diecezeiercis.ro va vedea acolo foarte frumos, foarte frumoase evocările martirilor din acele vremuri. Cum s-a implicat, cum privește dieceza acest moment, care pentru, din nefericire pentru unii, a iscat prea multă gâlceavă. Erau oameni în spațiu public care au zis, doamne, noi nu dorim mici și bere, cu mici și bere să petrecem, ci chiar într-adevăr vrem să comemorăm, dar să și bucurăm de acele momente care au dus la România Mare. Evident, și România Mare a fost formată și a contribuit la formarea României Mari cei care au luptat în primul rând pentru asta. Tinerii din vremea aceea, care au fost chemați la arme, au fost chemați în război, iar noi ne amintim de ei în anul acesta. Ne-am propus ca din fiecare localitate să recuperăm numele lor. Cum îi chemau pe aceia care nu s-au mai întors? Din documente știm că au fost chemați în perioada aceea 12.000 de catolici. Jumătate din ei nu s-au mai întors. În sate, în diverse sate, s-au ridicat imediat, chiar în 1918, primele monumente.
În felul acesta e notat în revista Lumina Creștinului din timpul acela că primul monument a fost sfințit la Juden, undeva lângă Roman, apoi la Rechiten și apoi la Rotunda și apoi în alte sate. Și noi ne-am propus anul acesta să-și publicăm, la final va fi o carte, din fiecare sat, dacă există monument, atunci îl consemnăm. Cum arată monumentul? Unde se află? Ce este notat pe el? Dacă nu există monument, care totuși sunt eroi din satul acela? Și practic sunt implicați preoții, fiecare paroc în parte trebuie să caute din satul lui care sunt tinerii care nu s-au mai întors acasă la Baștină, și murind în războaie undeva. Apoi, sigur, sunt chemați credincioși la rugăciune și la a medita la jertfa lor. În câteva localități chiar s-au făcut celebrări și s-a reînnoit monumentul care a fost construit acum 100 de ani. Am participat recent în comunitatea din Butea, despre care am vorbit, unde parohul de acolo a reînnoit monumentul, l-a curățat pe cel vechi, a scos în lumină, punându-i de data aceasta pe marmură, pe o placă de marmură, pe toți 93 de eroi din Butea, l-a chemat pe preasfințitul Petru Gheorghel, a resfințit monumentul, a venit acolo și oficialități și președintele Consiliului Județean din Iași, nu? Oficialități parlamentari sau senatori, participând la un moment de rugăciune și de meditație ceea ce a însemnat pentru comunitatea din Butea, oamenii aceia care 93 nu s-au mai întors și o asemenea celebrare a fost la Săvăoani sau la Ghereiești, chiar în satul de Baștină al episcopului Petru Gheorghel, unde din nou s-a reînnoit monumentul și s-au amintit eroii care sunt. Ori, făcând asta în fiecare sat, păstrăm vie în conștiința tinerilor, în conștiința oamenilor, că oamenii aceia nu s-au jertfit în zadar, ci că jertfa lor a dus în cele din urmă la unire, a dus în cele din urmă la unitate, la mai multă unitate și poate că va fi și mai multă unitate acum între noi. Că va fi și mai multă unitate? Revin la ce spunea Papa. Domnia sa lansa un mesaj public foarte, foarte interesant, foarte important. Oricum, sincer să vă spun, mă impresionează ceea ce face puterea exemplului domniei sale. De unificare. E important pentru că va vizita, trebuie să spunem, va fi un moment alături de vizita Papa Ioan al II-lea în România, a reprezentat ceva extraordinar, se reiterează, va fi un alt moment. Se vorbește despre, se discută, despre o nouă vizită de data aceasta a Sfântului Părinte Papa Francis. Da. Nu știm când va fi, dar sunt discuții, asta e important, este și invitații sunt, dar trebuie să existe, eu știu, un acord între stat, între Biserica Ortodoxă, Sinodul Bisericii Ortodoxe și Conferința Episcopilor din România și apoi, așa cum a fost în 1999 cu Ioan Paul al II-lea, când a fost la București și când credincioșii au strigat spontan unitate, 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 sperăm că se va întâmpla. Și această unitate, Părinte, să sperăm că o vom trăi, că așa vorbeam și cu omologii de-ai dumneavoastră din zona ortodoxă. Vreau și dumneavoastră, discuții sunt, intenții sunt. Dar așa, zbuciumul de 1000 de ani, că vorbim de aproape 1000 de ani, 1054, ne apropiem de 2054. Păi, noi avem un document la Conciliul Vatican II, Unitatis Redintegratio, care ne spune că unitatea începe prin a ne cunoaște mai bine, prin a ne privi cu bunăvoință. Și în momentul în care descoperim împreună că avem mai multe puncte în comun, deja am făcut un pas spre unitate. Unitatea nu așa dintr-o dată. Corect, sunt, e pași clar. Pași mici. În momentul în care eu mă întâlnesc cu un, fiind ortodox, mă întâlnesc cu un catolic și pot să-l privesc în ochi și să-i strâng mâna, e deja un pas important. Așa. Adică să ne privim ca frați
ca frați în Hristos Iisus, care credem în același Dumnezeu, care avem, așa cum spuneam, mult mai multe puncte în comun decât acelea care ne despart. Unitate, un alt pas spre unitate înseamnă când reușim și să ne rugăm împreună. Când reușim să facem un Tatăl nostru împreună. Când eu, catolic fiind, particip la o celebrare de-a dumneavoastră și dumneavoastră participați la o celebrare din Biserica Catolică, pentru că așa ne cunoaștem mai bine cum este celebrarea la noi, dar cum este la dumneavoastră. Și cunoașterea aceasta duce în cele din urmă la a ne apropia unii de alții. Pentru că, în final, cine este cel care ne apropie? Este același Mântuitor, care a murit pe cruce și pentru catolici și pentru ortodoxi. În general, când folosesc acest cuvânt reformă, am mai avut discuții, repet, cu alții reprezentanți de data aceasta ai Bisericii Catolice, lumea se oprește așa și meditează, se simte, neapărat că e vorba de o reformă. Și societatea e cu totul și cu totul altfel, sunt alți parametri, sunt alte realități. E necesar, nu e necesar, e necesar și o asanare morală a societății și dincolo și, că până la urmă, biserica formată din oameni care duc cuvântul mai departe către Dumnezeu. Sigur, numai că reforma asta trebuie să înceapă de la fiecare. Eu trebuie să-mi reformez viața. Eu trebuie să schimb ceva în mine. Nenorocirea noastră și necazul cel mare este că așteptăm ca celălalt să se schimbe. Adică suntem tentați, eu știu, și asta pornește și din familie. Soția zice, trebuie să schimbi el, soțul. Da. Soția. Din păcate, nu așa se întâmplă. În momentul în care eu mă schimb, atunci intervine și o schimbare în familie, și o schimbare în societate. Și la fel, dacă tot aștept alții să facă, eu trebuie să încep să fac. În domeniul credinței, în domeniul spiritual, dacă eu nu schimb ceva, dacă nu las pe Hristos să-mi schimbe inima, nu se întâmplă nimic. Adică eu nu înaintez în viața spirituală. Bat pasul pe loc și dau înapoi. Ca să înaintez în viața spirituală, trebuie să se petreacă ceva în interiorul meu, în sufletul meu. De aia tot de fiecare dată biserica invită pe credincioși, veniți oamenilor, apropiați-vă de Sfintele Taine, mai ales de taina mărturisirii, recunoașteți-vă păcatele și căutați să vă împăcați cu Dumnezeu, să mergeți la biserică să vă mărturisiți ca să primiți dezlegarea și să puteți începe o viață nouă. Ori asta, la asta ne invită Mântuitorul, la începe o viață nouă, o viață cu El. Și asta e cel mai important. Cum percep tinerii? Mai vin tinerii la biserică? Știu că dieceza e implicată foarte, avem, foarte avem mult programe, această zi. Avem programe pentru... Aș vrea să le detaliem. Sigur, avem programe pentru tineri. E de fiecare dată, în prima duminică sau prima sâmbătă din luna mai, o zi a tineretului la nivel de dieceză. Din 3 în 3 ani este o zi mondială a tinerilor. Anul acesta a fost o asemenea zi a tinerilor la Săboane, au participat acolo aproape 4.000 de tineri din toată Moldova, s-au rugat, au cântat împreună, au participat la liturghia celebrată de Preasfințitul Petru Gherghel și au participat și Preasfințitul Aurel Percă, foarte mulți preoți care i-au însoțit călugărițe, s-au întors acasă entuziasmați. Eu cred că și acum, ca și în vechime, ca și în momentul în care Iisus era printre oameni, pentru tineri e o alegere. A venit un tânăr înaintea lui Iisus, citim în Evanghelie, și l-a întrebat ce trebuie să fac ca să obțin viața veșnică. Și Iisus i-a zis, păi poruncele le-ai păzit. Da, zice el, le-am păzit din așa copilărie. Mergi, vinde tot ce ai și vino și urmează-mă. Pentru că l-a văzut că era legat cu inima de bunuri și ne spune că tânărul n-a fost gata să facă lucrul ăsta. Deși Iisus spune, l-a îndrăgit. L-a privit și l-a îndrăgit, a plecat tânărul. O experiență în care tânărul a ales. Cred că aceeași situație este și astăzi. Stă în puterea tânărului să aleagă.
El alege, îl urmează pe Hristos sau nu îl urmează pe Hristos. Vedem că sunt foarte mulți care îl urmează. Și asta este o bucurie pentru noi, pentru mine ca preot, pentru biserică. Avem, de exemplu, la Iași avem o liturghie a tinerilor la catedrală la ora 4, după amiază în fiecare duminică, e plină da. Biserica. Ei cântă, ei se roagă, ei propun, citesc lecturile. Și așa se întâmplă în fiecare localitate mai mare, unde sunt tineri, au o slujbă a lor, dedicată lor, cu un mesaj pentru ei. Apoi ei sunt chemați să se implice în diverse inițiative. Sunt asociații de tineri, este scoutul sau acțiunea catolică, în care sunt implicați în viața comunității, în diverse activități, nu numai de rugăciune și evident. De celebrare, dar sunt implicați în social. De exemplu, sunt puși să-i viziteze pe cei în vârstă, pe cei bătrâni, uneori unde e nevoie de curățenie, să facă curățenie sau să ducă o găleată cu apă la țară, dacă sunt în diverse acțiuni sau așa cum e imaginea aceasta acum care derulează în spatele nostru. Sunt implicați, iată, într-o acțiune de apărare a vieții. Și în sensul acesta, sigur că sunt persoane care din tinerețe își dedică viața lui Hristos. Noi privim la Maria, care este un model al tinerilor și tare interesant. Citim în Evanghelie cum ea, la vârsta de 14-15 ani, i-a spus darul lui Dumnezeu, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Sigur, noi îi apreciem tare mult pe oamenii care se întorc la Dumnezeu la 60-70 de ani, 50 de ani. E bine și atunci, decât niciodată. Dar cel mai de apreciat sunt oamenii care la vârstă fragedă îi spun darul lui Dumnezeu și îi spun, Domnule, eu îmi dedic viața lui Dumnezeu și eu îl urmez pe Dumnezeu din tinerețe. Nu după ce mi-am petrecut viața în tot felul de păcate, vin, după ce mi-am făcut viața țândă, cioburi, vin și zic, Doamne, asta a mai rămas din viața mea. Am 60 de ani, am mai rămas cioburi. Cu sănătatea șubredă, ne-o primește și atunci când ne-am întors. Da, da. Una este să vii ca apostolul Ioan, tânăr, spune, și-a plecat capul la cina cea de taină, la pieptul lui Iisus. Din tinerețe să-L urmezi pe Hristos și alta este să ajungi când ajungi la bătrânețe. Spui, Doamne, acum mă duc și eu mai spre biserică, că mi-e teamă unde ajunge eu dincolo, nu? E bine și atunci, dar... Și unde ajunge dincolo? Aici e marea... Dar asta spuneam, că sunt mult mai de apreciat aceia care de la vârstă fragedă o iau pe drumul credinței, urmează principiile în viață, poruncile lui Dumnezeu. Și încep să le țină spunând, Domnule, eu merg împotriva curentului. Eu merg așa, pe calea cea strâmtă, că așa ne spune Evanghelia. Sunt două căi. Una largă, pe care încap foarte mulți, și una strâmtă, pe care încap mai puțini. Pe aia trebuie să depui efort ca să mergi pe calea cea strâmtă. Pe aia largă nu trebuie să faci nimic. Te duci valul. Mergi așa cu valul, mergi așa în viața asta de tot felul de păcate, dar ca să mergi pe calea strâmtă, trebuie să porți lupta cu tine însuți și cu ispitele și cu păcatul. Da. Pentru că m-ați întrebat dacă avem tineri. Da, avem tineri, avem care îl urmează și asta e mulțumim lui Dumnezeu că sunt care fete, băieți care merg pe drumul credinței, liceeni, studenți, există o asociație a studenților, există da. Un preot care se ocupă de studenți, care are programe speciale pentru dedicate studenților, mesaje care sunt adaptate studenților. Una e să prezinți mesajul lui Hristos unui copil, unui adult și unui student sau unui tânăr care le răspunde la întrebări, stă la dispoziția lor, pentru că sunt multe întrebări care încolțesc în mintea tinerilor. Dacă nu are cine să le răspundă, sigur că e o problemă. Spațiul public lansează uneori cu obstinație prea multe atacuri, dacă să zic așa, la adresa preotului. Fie că e vorba de Biserica Ortodoxă, fie că e vorba de Biserica Catolică. Cum resimțiți dumneavoastră? Sunt cazuri prezentate? Bun, vorbim și de modul în care acum putem avea acces la informații. Dar nu resimțiți? Întrebam în emisiuni colegi din zona didactică, profesori. Dacă nu resimt că în societatea contemporană
din ce în ce mai mult se lovește, se lovește. A spus-o și dumneavoastră, pădurie fără uscături nu există. Abuzuri există și de o parte și de cealaltă. Dar nu resimțiți așa că realitatea noastră de zi cu zi pare a o lua razna? Ba da, uneori așa se întâmplă. De altfel, noi dacă intrăm în domeniul acesta cultural, în domeniul filmelor, de exemplu, ați văzut dumneavoastră un film, vreo telenovelă în care preotul să aibă un rol pozitiv? Rare sunt astea. Iată că ați observat foarte, chiar au fost filme, apropo de inchiziție, de ce povestesc dumneavoastră. Da. Deci sunt filme, toate filmele care circulă și dacă apare un preot acolo, cu siguranță rolul e negativ. Mai sunt și momente pozitive, dar rar, în general rar. Despre asta este vorba, da. Stă în spatele nostru forțe care luptă cu credința. Ca să distrugi credința, trebuie mai întâi distrugi agenții. Evident. Adică preoții. Fundamentul, vehiculul, da. Critici mai mult preoții, dărâm și atunci dărâm și credința. E o luptă între bine și rău. Noi citim în Scriptură că în cele din urmă binele va învinge. Pentru că în spatele nostru nu e un om, ci e Mântuitorul Hristos, e Dumnezeu însuși. Și El cu siguranță își va apăra cauza Lui. Răspundem cât putem acestor atacuri, când nu putem, păstrăm tăcerea și ne rugăm. Evident că sunt atacuri, așa cum ați spus dumneavoastră, care sunt pe bună dreptate, sunt critici care sunt justificate. Pe acelea trebuie să ne le asumăm, să ne recunoaștem unde sunt greșeli. Dar avem această putere, asta este extraordinar ceea ce spuneți dumneavoastră. A rare ori, sincer vă spun, am văzut oamenii ai bisericii care să recunoască că da, trebuie să recuperăm, să reparăm ce e rău și să mergem mai departe. Sigur, unii neagă asta și o ascund. La nivelul bisericii catolice, de mai multe ori, chiar Sfântul Părinte și-a cerut iertare, și-a zis, pornim pe un drum nou, sunt, așa cum spuneați, pădure fără uscături nu există, există și care o iau razna, dar noi nu ne uităm neapărat la ce ne uităm, la vârfuri, la cei care merg pe drumul drept, la marea masă sau marea majoritate a preoților care își văd de preoția lor, de misiunea lor. Spre aceștia ne îndreptăm și căutăm să-i ascultăm, să vedem ce spun și să le urmăm cuvânt. Dar uneori nu se resimțiți din partea Mirianului că el are pretenția, până la urmă, preotul este un slujbaș al casei Domnului. Unii au, cetățenii au, bun, e expresia, faci ce spune preotul, nu ce face el. Nu resimțiți că uneori se confundă preoția cu divinitatea? Până la urmă, și preotul este om, poate greși. Nu. Există distinție și în același timp preotul are misiunea lui, care i-a încredințat-o Dumnezeu, care a primit-o la hirotonire și el trebuie să-și împlinească misiunea și el va răspunde înaintea lui Dumnezeu de modul cum și-a împlinit sau nu misiunea. Bun, dar noi ne erijăm noi în judecători. Asta vreau să aflu. Evident. Judecăm noi cu... Uneori judecata este pe drept, alteori nu este pe nedrept. De fiecare dată trebuie să explicăm cum stau lucrurile. Dialogul și... Sigur, și dacă este pe drept, o critică pe drept, atunci trebuie să ne asumăm și să ne corectăm în domeniul respectiv. Un alt moment frumos organizat de dieceză, pentru ceea ce înseamnă catolicii din Moldova, este acest pelerinaj la Cacica. An de an, foarte mulți tineri, oameni în vârstă, aleg să meargă chiar pe jos. Cât de important este acest exercițiu, acest efort, până la urmă, e un efort al nostru fizic, dar el are un simbol. Cât de important este pentru credincioși să simtă, să meargă pe acest drum către un loc încărcat de emoție, de credință, de religie? Vedeți, noi avem nevoie din când în când să ne întărim credința, să ne împrospătăm. Pentru asta trebuie să mergem la izvoare. Să auzim din nou cuvântul, să auzim o predică sau mai multe, să simțim că ne rugăm împreună cu ceilalți. Ori lucrul acesta se poate face cel mai bine într-un pelerinaj. Într-un pelerinaj participi împreună cu alții
la rugăciune, te îndrepți spre un sanctuar, spre un loc deosebit. Și acolo, la locul acela deosebit, cânți împreună cu ceilalți. Te simți că ești pe drum, pentru că, în general, noi suntem, ne îndreptăm spre ceva. Adică suntem în drum, dar într-un pelerinaj simți mai aproape că ești pe drum cu celălalt. Îl ajuți sau te ajută el. Nu mai poți merge, îl aștepți, te așteaptă. Ca te ajută, da. Ca împreună să ajungi în cele din urmă la locul respectiv și acolo auzi cântarea, te rogi împreună cu oamenii care sunt acolo, auzi din nou cuvântul, pentru că se proclamă cuvântul Scripturii și sunt preoți speciali acolo care predică. Ai posibilitatea acolo să te reînnoiești sufletește, în sensul că participând la un pelerinaj te duci cu gândul de a te mărturisi, de a-ți lua hotărâri bune pentru viața ta, de a te întoarce acasă altfel. Și asta înseamnă o reînnoire în credință. Un asemenea pelerinaj de care... E un exemplu. Este cel de la Cacica, din ziua de 15 august, de fiecare dată, în nordul Moldovei. Se îndreaptă în această zi dedicată Mariei, Maicii Domnului, foarte mulți credincioși din toate satele Moldovei și o bucată de drum o parcurg pe jos. Dar, sigur, sunt și alte sanctuare. Avem un sanctuar la Onești, acolo este dedicat primului român care a fost ridicat la cinstea altarelor de Ioan Paul al II-lea în 1983, fericitul Ieremia Valahul. Și acolo se fac pelerinaje. De asemenea, la Barați, lângă Bacău, există un alt loc, o biserică închinată Maicii Domnului, pelerinajul acesta închinat Maicii Domnului la Rusalii, se face un asemenea pelerinaj acolo. Pelerinajul are rolul său, asta e ideea, și rolul este de a te întări în credință. Eu l-am în minte pe cel de la Fatima mereu. E exemplu unor oameni care au oferit un sacrificiu, până la urmă, viața e și o luptă, e și un sacrificiu. Sigur, la Fatima, la Lourdes, sau așa cum se întâmplă în Biserica Ortodoxă, în pelerinaj merg oamenii la Putna, sau aici. Avem și la Iași un pelerinaj. Eu mi l-aș dori să fie din ce în ce mai civilizat și un transformat într-un bâlci, pentru că din nefericire au fost și bâlciuri. Până la urmă, gândindu-mă la Sfânta Paraschie, mă gândesc la un moment de liniște, de rugăciune, de sacrificiu, de a veni, de a mă purifica și eu, nu la bătrânețe, ci la tinerețe. Aș vrea să vorbim și de zona educațională catolică. E foarte importantă. Aș vrea să-l salut pe actualul decan al Facultății de Teologie, domnul Lupu. Avem o cunoștință comună, apropo, de domnia sa. E și, am vorbit de acel cimitir pe zona strada Văscăuțeanu, e și institut, cred că institut, asta este teologic. Bănuiesc că dieceza se implică. Aș vrea să vorbim și câteva minute de această zonă. E importantă, e fundamentală. Cum mai privesc tinerii? Vin tinerii? Își doresc o asemenea cale? Mulți privesc așa, trebuie să fii și preot ca să faci teologie. Cum ar trebui să privim noi? Educația mai întâi începe de la grădiniță. În sensul acesta, dacă l-ai pe copil, e altfel îl modelezi, nu? Biserica a simțit nevoia să înființeze grădinițe ca alternativă sau, completare la ce se întâmplă în sistemul educațional de stat. Dacă e spre bine, e clar. Și în felul acesta sunt foarte multe grădinițe înființate de biserică, conduse de măicuțe, unde copiii sunt dați acolo și sunt pline asemenea grădinițe, pentru că, se învață și o limbă străină. E important. Apoi există licee, câteva licee avem catolice, unul în Iași, la Bacău, în care tinerii primesc o altfel de educație, adică o educație în care să fie impregnată și de credință. Și apoi e și posibilitatea aceasta pentru unii de a urma facultatea de teologie, aceea care o pomeneați dumneavoastră aici în Iași.
cei care doresc, sigur, pot să urmeze... Nu, doar ieșenii invităm pe toți dacă își aleg acest drum. O asemenea facultate. Există ceva similar și în Biserica Ortodoxă, Facultatea de Teologie Ortodoxă. Posibilitatea este ca după terminarea acestei facultăți să ajungă profesor de religie sau unii fac pur și simplu facultatea pentru ei, pentru că vor să se aprofundeze mai mult credința și teologia și atunci fac pentru ei. Sau dacă există specializare dublă și partea aceasta socială, devin asistenți sociali și sunt care urmează o asemenea facultate, așa cum povesteați dumneavoastră, Părintele Ștefan Lupu. Îl salutăm. Știe domnia sa ce care este cunoștința pozitivă comună. Conduce acum facultatea de teologie. Mi-a plăcut un om foarte deschis, sincer. Și cei care doresc apoi să urmeze drumul acesta al preoției, există acest seminar în Iași care îi pregătește pe viitorii preoți. De ce v-am întrebat de această zonă educațională? Iarăși, mai avem sau nu mai avem o nevoie de oră de religie în școli? În licee? S-a discutat. S-a tot vorbit. Sigur că s-a vorbit, s-a discutat. E minimum. Dacă nu se oferă în școală niște cunoștințe elementare legate de credință, legate de biserică, când să le mai oferim? Dacă nici părinții nu-și mai găsesc timp, trăim într-o viață... Alertă! Pare că nu mai avem timp, dar... Grăbiți, mereu grăbiți. Nu știm către ce, dar mereu grăbiți. Poate că e o soluție, știu eu, ca în școală, să continue ora de religie și să ofere o bază. Sigur că aici discuțiile pot continua, că depinde și de calitatea profesorului, pentru că în cele din urmă dascălul este acela care predă acestea și de modul cum le predă elevilor ora de religie. Dar e o șansă pentru acei copii, pentru acei elevi, de a afla mai multe despre Dumnezeu la ora de religie, de a pune întrebări și de a primi răspunsuri. Poate că ce se așează în copilărie și în anii tinereții, în mintea lor și în inima lor, aceea rămâne mai târziu și va constitui un motiv. Pentru că noi mereu ne amintim cum era copilărie. Și pentru unul care, de exemplu, greșește drumul, poate să fie o șansă de revenire. Eu n-am învățat așa, am învățat altfel. Și atunci găsesc, uitându-mă în trecutul meu, un punct de care să mă agăț. Dar dacă nu găsesc punctul ăla, dacă n-a fost, dacă nu e ora de religie, dacă nu e educația părinților, dacă nu sunt cei 7 de acasă, de ce mă agăț? De nimic. Și încotro merg dacă mă agăț de nimic. Aia e problema. Și papa a vorbit, cum ne simțiți dumneavoastră această avalanșă a imigranților, a migrației din Europa? Din fericire, aparent, România pare așa, nu fi deocamdată, nu se va ști, dar deja vecinii noștri maghiari au suportat, pentru că și aici vorbim de religii și religii. Filozoful spunea, cred că, spre să mă înșel, François Furet, sper să nu mă înșel, că secolul 21 va fi unul religios sau nu va mai fi deloc. Cum resimțiți dumneavoastră? În spațiu public vedem acum românii, ieșenii pot călători, putem ajunge foarte repede la Londra, la Budapesta, la Bruxelles. Am văzut momente tragice pe străzile marilor orașe. Și iarăși unii folosesc această armă în numele religiei. Să fie oare așa? Mai întâi trebuie să ne amintim că noi înșine am fost migranți. O parte din rudele noastre, din prietenii noștri, au migrat spre alte țări pentru a-și găsi condiții mai bune. Dacă ei au fost primiți bine acolo, dacă noi am fost primiți bine acolo, cu siguranță că va trebui să avem aceeași deschidere și pentru alții care caută condiții mai bune pentru viața lor, condiții mai bune decât în locul pe care l-au părăsit.
Sigur că aici apar celelalte probleme de care amintează dumneavoastră, alea trebuie controlate. Cu ce intenții vin cei care vin, ce urmăresc și știu eu, și apoi e acea problemă de credință. Dar, repet, și Papa are același apel de deschidere pentru cei care sunt în necaz, care caută un loc de muncă, care caută condiții mai bune pentru viața lui. Deschidere, așa cum noi ne-am bucurat la rândul nostru de deschidere atunci când am avut nevoie. Apoi și zona misionară. Știu că dieceza se implică foarte mult această zonă. Am văzut acțiuni în Africa, în alte părți îndepărtate. Cât de importantă este? Și aș vrea să ne spuneți din câteva activități care se derulează acum. Pentru că întotdeauna e plăcut să vezi un om care e dispus să plece de acasă, credința fiind alături de el, și să meargă, cum ați spus și dumneavoastră, să aibă grijă de cei poate care sunt în nevoie, poate că pentru unii un litru de apă înseamnă într-adevăr viață, o vorbă bună, un medicament. Știu că e implicată și e extraordinar. Avem plecați din dieceza de Iași și practic dieceza de aici din Moldova, că asta înseamnă dieceza de Iași, de la Botoșan la Zimbabwe. Exact, da. Avem implicați preoți în diverse misiuni din diverse țări. Astfel există o misiune în Kenya. Sunt câțiva preoți din România care au deschis acolo parohii și care lucrează, știu, au învățat limba lor sau până învață limba cei care merg mai proaspăt să folosesc de un interpret care știu engleza sau știu o altă limbă, care alături de, eu știu, de a duce Evanghelia și de a-i învăța, dezvoltă și programe sociale în acea zonă. Deci avem în Kenya, în coasta de Fildeș, și mai avem ceva în America Latină. Dar în Kenya și în coasta de Fildeș sunt misiuni mai dezvoltate, unde au mers uneori și voluntare, în sensul că au fost tineri care au spus: eu aș vrea să ofer un an, doi din viața mea și să o dedic celorlalți. Fie că au fost asistenți sanitari și au zona medicală, da? În zona asta, în domeniul medical. Asistenți sociali, până la urmă, sunt atâtea derapaje, sunt atâtea probleme în societatea globalizată. Care au ajutat, eu știu, în diverse construcții de acolo, alături de alții din alte țări, unde sunt și medici care din Italia sau din alte țări, care merg, oferă un an, doi din viață și apoi se întorc la vechea misiune. Pornind de la aceeași idee, adică dacă noi am primit credința de la alții și noi de la ce să nostru, nu oferim celor? Trebuie să oferim celor. Și sunt fascinante povestirile acestor misionari când vin în țară și merg într-o parohie în alta și povestesc modul lor de lucru acolo, ce se întâmplă acolo. În felul ăsta și credincioșii sunt motivați pentru ca să sprijine misiunile, pentru că evident e nevoie de o forță financiară pentru ca să poți să faci față acolo, e nevoie de sprijin în rugăciune. Există în sensul acesta și o zi a misiunilor în luna octombrie, când se fac colecte speciale în parohii pentru a-i susține pe misionari. Avem o revistă diecezană, Lumina Creștinului. Putem să și prezentăm numere, da, în care există și o pagină misionară. Un misionar din zona respectivă povestește ceva în pagina aia misionară și în felul ăsta este legătura dintre credincioșii de aici și misionarii care au plecat dintre noi, care lucrează în țările acelea îndepărtate. V-am întrebat de acest lucru pentru că astăzi nu vedem în societate prea mult egoism, prea puțin sunt tinerii ajutați, învățați să-și dea seama că dacă mie mi-este bine, aș putea să fiu voluntar să ajut pe cineva. E prea multă bulversare, prea multă agresivitate în rândul tinerilor, prea mult egoism. Dacă eu am, de ce să dau celuilalt? Că până la urma urmii avem, aparent credem noi că avem, oricâte milioane de euro am avea în buzunar,
vin momentele când ne mai ajută acele milioane de euro. Cu siguranță că așa este și poate fi din, eu știu, din zona în care priviți dumneavoastră, să observați lucrurile de, pe care le-ați pomenit, din zona în care vin eu. Eu văd și deschidere, văd și renunțare, văd și oameni care sunt implicați, care vor să se implice și care merg efectiv acolo. Și văd și dintre aceia care își deschid buzunarul aici și spun ofer pentru susținerea misiunii. E bine că dumneavoastră veniți ca o contrapondere. E bine să vedem și lucrurile bune. Pe finalul acestei ediții, și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră, a fost un dialog consistent. Avem nevoie de asemenea momente, avem nevoie de momente în care să reflectăm, să primim, să vedem în jurul nostru. Aș vrea să vă întreb câteva din acțiunile pe care episcopul le va derula sau acțiunile diecezei din următoarea perioadă și pe final un mesaj care sunt convins dumneavoastră fiind un foarte bun comunicator, un foarte bun, un om deschis. Eu întotdeauna vă mărturisesc, am privit o altă deschidere. Sincer să vă spun, în Biserica Ortodoxă am văzut prea multe puși de biserică închise. Am văzut prea mulți... Eu n-am înțeles nici măcar asta cu statul în genunchi. E altfel, oamenii pot sta liniștiți ascultând slujba. Ei, poate că ați avut dumneavoastră experiențe... N-am avut experiențe eu personal, n-am avut eu personal. Dar privind așa, ca cetățean, ca om, îmi place să intru și într-o biserică ortodoxă și într-una catolică. Eu biserica ortodoxă o gândesc acum ca un... Eu cunosc credincioși, da. Și credincioși ortodoxi dedicați, convinși... Cu siguranță. ...credința lor și nu care absolutizăm, generalizăm. Caută cu sinceritate. M-ați întrebat de evenimentele care vor urma... Evident că sunt, e chiar vineri, da, e ziua de rugăciune pentru sfințirea preoților, pentru preoți special. Și sunt chemați toți credincioșii ca să se roage, vor fi celebrări speciale în biserică, pentru că e o sărbătoare legată de inima lui Iisus, e prezent acolo pe coperta respectivă și un mesaj acolo pentru preoți. Dacă îmi permiteți, dragi preoți, fie ca frumusețea acestei zile consacrate inimii lui Iisus să crească în noi dorința sfințeniei. Biserica și lumea au nevoie de preoți sfinți. Din mesajul pentru Ziua Mondială de rugăciune pentru sfințirea preoților. Exact. Deci ăsta e evenimentul cel mai apropiat. Apoi sunt alte evenimente pe care le așteptăm. Vor fi sfințiți la Iași pe 24 iunie cei care termină acum seminarul, anul 6 din seminar, vom avea noi preoți, în jur de 14 preoți care vor fi sfințiți chiar în catedrala din Iași. Apoi, sigur că episcopii continuă vizita lor în diverse parohii. La noi, taina Sfântului Mir sau taina Confirmațiunii se dă la o altă vârstă decât în biserica ortodoxă. Se dă la, eu știu, la 12-13 ani tinerilor. E o întâlnire cu tinerii în parohiile respective în care se conferă această taină. Mai sunt apoi sfințiri de biserici în localitățile în care vicisitudinea, în ciuda timpurilor pe care le trăim, au reușit credincioșii să construiască, să înșghebeze o biserică nouă, pentru că cea veche se dărâma pe ei și atunci vor fi sfințiri de biserică. Sunt evenimente, apoi sunt asociațiile de care vă vorbeam, de tineri, care își continuă activitățile lor în vară, începând cu vacanța copiilor. Sunt așa numitele campusuri pentru copii, grefuri, în care sunt adunați toți copiii acolo la biserică și au un program de o săptămână de rugăciune, dar și de distracție. Să fie acolo grămadă. Contează, e foarte important. Tare mult decât să fie în altă parte în care cumva să-și ia privirea de la telefonul mobil și care ne acaparează. Care ne acaparează Facebook-ul nou și toate astea. Și să îndrepte cumva spre alte valori. În sensul ăsta, biserica urmărește programe speciale pentru copii și adolescenți, pentru că aceștia... Exact cum a spus și dumneavoastră, de acolo și copacul, momentul în care îl sădim, așa cum avem grijă de el,
Așa va crește mare, frumos și vom vedea. Exact. Și pe final, un scurt mesaj. Pe final, ce aș putea să spun? Este ceea ce îmi doresc și mie tot mai mult și doresc tuturor celor care ne privesc acum să ne ridicăm privirea de la pământul acesta, să ne mai uităm și sus, spre sus. Să punem din frumusețea aceea cerului în sufletul nostru. Să fie mai mult cer în viața noastră, în sufletul nostru. Asta îmi doresc și mie și le doresc tuturor celor care ne văd acum și dumneavoastră de aici. Din gândurile noastră sunt asemenea. Iată o ediție Bezei Life interesantă, un dialog extrem de interesant. A fost un moment de regăsire, de a merge spre zona spiritualității, de a ne înțelege, de a privi și spre ce este deasupra noastră. E important într-o lume din ce în ce mai bulversată. Îi mulțumim frumos părintelui Cornel Cadar, dieceza de Iași în Biserica Romano-Catolică. Cu siguranță nu va fi singura invitație și încă de pe acum vă lansăm o provocare. Cu mare drag, dacă aveți și dumneavoastră amabilitatea și deschiderea, l-am dorit să l-avem invitat pentru un moment de frumusețe, de spiritualitate pe episcopul Petru Gherghel. Ar fi ceva extraordinar și sunt convins că oamenii așteaptă de la cei care până la urma urmei ne duc către această lume, fie că avem 70 de ani și ne-am făcut flenduri viața și ne întoarcem la Dumnezeu. Mai spune altcineva că doar în momente dificile ne ducem către Dumnezeu. Nu. Mereu trebuie să mergem către Dumnezeu, către lucrurile bune, către o viață mai bună. Încă o dată, mii de mulțumiri că ne-ați acceptat invitația. Eu vă mulțumesc frumos, ne-ați urmărit într-un număr atât de mare. Nu uitați, dați un like, un share acestei postări pe pagina noastră de Facebook, bezei.ro. Am putut asculta multe lucruri interesante și de substanță de la părintele Cornel Cadar. Mâine ne vom reîntâlni, eu vă dau o reîntâlnire iarăși foarte interesantă, vom avea câțiva membri ai fanfarei militare Garnizoana din Iași. E și acesta un domeniu extrem de interesant, părinte. Încă o dată mulțumiri, vă mulțumesc frumos că ne-ați urmărit într-un număr atât de mare. O după amiază plăcută, numai bine, la revedere!